pentru început, cum arată în prezent sectorul energetic din România și cum va arăta după ce îl veți reorganiza? În primul rând, datorită unor măsuri pe care le-am luat în vederea eficientizării activității, astfel încât toate unitățile din energie să fie profitabile, lucru care se și întâmplă de altfel. Majoritatea companiilor sunt profitabile, exceptând două, din care una este în insolvență, respectiv Regia de Activități Nucleare de la Drobeta Turnu Severin și Complexul Energetic Hunedoara. Restul companiilor sunt profitabile și lucrul acesta s-a văzut și anul trecut când am listat la bursă trei companii. Această listare a fost un succes. Asta arată că s-a lucrat bine, asta arată că am reușit să îmbunătățesc imaginea acestor companii și să le internaționalizez. Desigur că și aici mai trebuie să facem multe investiții, dar faptul că am deschis companiile către capitalul privat internațional este un lucru foarte bun. Același lucru vom face și anul acesta cu celelalte trei companii. Deci dorim să demonstrăm că managementul companiilor de stat poate fi tot la fel de performant ca și al celor private. Pentru că de foarte multe ori se spune că statul este un prost administrator. Iată că, după opinia mea, noi putem demonstra că statul nu este un prost administrator atunci când lucrurile sunt făcute cu profesionalism și seriozitate. Ori lucrul acesta am încercat și încerc zi de zi să întronez în aceste companii o anumită disciplină, rigurozitate și în același timp un management profesionist. Asta presupune și cunoașterea de către manager a modului de management corporatist. Asta înseamnă o schimbare de atitudine, o schimbare de mentalitate. Unii au înțeles până acum, alții încă sunt în faza de a înțelege lucrul acesta. Dar după reorganizarea sectorului, cum vreți să arate? Se fac foarte multe speculații pe această temă. Dorința mea, sigur, este aceea de a crea companii puternice și sigur că în momentul de față nu o să trec la reorganizarea sistemului energetic național din anumite considerente, însă ea rămâne ca un punct în activitatea mea viitoare. Nu am renunțat la această reorganizare care presupune crearea unor companii puternice care să joace un rol important atât în piața românească cât și în piața regională. Deci, deocamdată rămânem în sistemul acesta, le eficientizăm pe toate, inclusiv Complexul Energetic Hunedoara, pentru că și acolo suntem într-un program de investiții pe care îl vom începe anul acesta și această companie, sper că în 2-3 ani, să fie competitivă, să poată produce energie electrică la prețuri competitive, la prețuri de piață. De ce ați renunțat pe moment la ideea companiilor puternice? De mai multe motive. Nu cred că are rost acum să le enumăr. Însă, probabil că nici companiile nu sunt pregătite și nici din punct de vedere al acționarilor minoritari, această idee nu este bine primită. Probabil că și ei au o luptă cu mentalitățile, mai ales unii dintre ei, care vin din state în care companiile sunt foarte puternice și unde există mixul energetic, nu există în Uniunea Europeană o companie puternică care să nu funcționeze pe baza mixului de resurse. Și ca să nu creăm anumite
animozități în piață, am considerat că o perioadă de timp o să încercăm să găsim alte formule. Adică la ei în țară există acest mix, dar la noi nu e bine să îl formăm? Câteodată ce e bun în Uniunea Europeană nu e bun în România. Cum stăm cu calendarul de liberalizare a pieței de energie și de gaze? Stăm foarte bine, după opinia mea. De la 1 ianuarie 2014, pentru consumatorii industriali, prețul este liber, este pe piață, deci nu mai avem calendar de liberalizare. Avem numai pentru consumatorul casnic, care, așa cum bine știți, până la sfârșitul anului 2017 ar trebui să fie liberalizat prețul. La gaze naturale, de asemenea, respectăm calendarul pe care îl avem, urmând ca în vară cu ANRE-ul să găsim o formulă, poate, de reanalizare a acestui calendar în favoarea atât a producătorilor cât și a consumatorilor industriali. Consumatorul casnic rămânând pe varianta existentă. E vorba de acea prelungire cu un an care e posibilă conform legii energiei? Nu, este vorba de o recalculare a prețului și este vorba de un alt mod de a privi graficul stabilit acum câțiva ani. Pentru că, iată, au apărut noutăți, exportul, importul de gaze naturale, chestiuni legate de transport, mișcările care au loc în zona noastră pe gaze naturale, determină o anumită poziționare și un alt mod de lucru. Cum va arăta prețul gazelor pentru populație la sfârșitul perioadei de liberalizare? N-aș putea să vă spun. Dacă aș ști lucrul acesta, probabil că aș fi mult mai inteligent decât mulți alții. Însă, sigur, noi încercăm să păstrăm un preț care să fie acomodat cu veniturile populației. Și lucrul acesta ne interesează cel mai mult. Și așa cum bine știți, guvernul a luat măsuri privind consumatorul vulnerabil în așa fel încât creșterea prețurile la gaze naturale să nu afecteze foarte mult veniturile populației. Aveți în vedere alte măsuri adiacente care să, într-un fel, să controleze prețul în piață? Nu cred. Nu se poate. Prețul este stabilit pe piață. Același lucru încercăm să-l facem și la gaze naturale. O parte din producția de gaze naturale va trebui să fie pus pe bursă și vândut pe bursă. Ceea ce va schimba puțin regulile jocului, iar prețul va fi cel de pe bursă. Acum, și în funcție de acela vom încerca să vedem care sunt perspectivele prețului în viitor. Deci nu mai putem lăsa prețul fix și să dăm posibilitatea consumatorului să cumpere pe bursă. Deci o anumită cantitate, atât de la RomGaz, cât și de la Petrom, va trebui să fie pusă pe bursă și de acolo, sigur, funcție de cerere și ofertă, va ieși și prețul cel mai competitiv. În afară de această măsură, ce mai aveți în plan pentru mari consumatori de gaze? Pentru mari consumatori de gaze, în momentul de față, nu avem soluții miraculoase. Noi trebuie să ne adaptăm la prețurile piețelor europene și, prin urmare, și ei trebuie să-și adapteze tehnologiile la sau cu consumuri scăzute, în așa fel încât să poată să stea cu produsele lor în piață. Când va începe exportul de gaze și ce va însemna acest lucru pentru români? Sigur, exportul de gaze nu va fi... Să-și imagineze cineva că vom lua producția românească și o vom vinde la export. Întâi trebuie să ne satisfacem cerințele de pe piața internă. Nu putem lăsa consumatorii casnici și industriali din România și să facem export și noi să stăm fără gaze naturale. Lucrul acesta nu se va întâmpla. Ci funcție de posibilități, dacă vor fi perioada în care vom putea exporta, o vom face. Dacă nu, nu. Funcție de consumul de pe piața internă.
Adică în momentul în care consumul de pe piața internă nu e acoperit integral de producția noastră, nu vom putea exporta, nu veți da... Nu vom putea exporta, va trebui să importăm, să ne satisfacem cerințele noastre și după aceea putem să discutăm. Sigur că dacă vor apare alte resurse, precum cele din Marea Neagră, precum gazele de șist, atunci sigur vom putea să luăm în calcul și un export serios de gaze naturale. În acest moment se exportă gaze din România? Nu cred. Nu cred pentru că nu avem posibilitate. Nu funcționează încă sistemele de interconectare bidirecționale. Și când vor fi finalizate, anul acesta vom finaliza atât fluxul spre Bulgaria, cât și spre Ungaria, atunci probabil vom putea importa și exporta pe aceste conducte. În ceea ce privește exportul de energie și gaze către Republica Moldova, aveți în plan acoperirea întregului necesar de energie din acea țară? Da. Și putem face asta? Da, putem face sub diverse formule. Timp? Bun, asta presupune ca atât Transgazul cât și Transelectrica, cei doi mari operatori de transport, să-și planifice investiții în așa fel încât în 2-3 ani să putem face lucrul acesta. Așa cum bine știți, am finalizat conducta Iași-Ungheni la gaze naturale, ea trebuie dusă până la Chișinău. Aici va trebui să folosim și ajutorul Comisiei Europene, în așa fel încât să putem să facem lucrul acesta. Investiția totală numai pe partea românească, împreună cu stația de compresoare, se ridică undeva la 110 milioane de euro. Deci Transgazul trebuie să găsească acești bani pentru a putea face această investiție. Același lucru este și pe partea moldavă. Deci există nevoie de fonduri pentru a putea realiza această interconectare, să spunem, cap-coadă, adică să luăm de la Iași și să o ducem la Chișinău. Ceea ce privește energia electrică, și acolo sunt deja în discuție studiile de fezabilitate pentru rețelele de interconectare electrice. În momentul de față studiem realizarea unei stații back-to-back la Vulcănești pentru a putea cumva vinde energie electrică undeva la 500-600 de megawatts în bandă, dar și aceasta nu se poate face mai devreme de un an și cu o investiție de 60-65 de milioane de euro. Deci efortul principal în această perioadă pentru a putea face exporturi atât de gaze naturale cât și de energie electrică trebuie să-l facă cei doi operatori, Transelectrica și Transgaz. Cu relațiile energetice cu Rusia, în ce termen discutăm cu ei și ce ne dorim să obținem la următoarele discuții? În termeni staționari. Deci nu putem să spunem că progresăm. Dorința noastră ar fi ca noi să putem dezvolta relațiile cu Rusia. Ne interesează acest partener, mai ales Gazprom-ul. Este o companie puternică cu care noi, sigur, am dorit să avem o colaborare mult mai bună. Ne interesează realizarea conductei Pitești-Panceva, foarte importantă. Ne interesează colaborările privind importul de gaze, depozitarea de gaze naturale. Sigur, lucrul acesta va trebui să-l discutăm foarte atent cu partenerii ruși. Se discută pe temele astea de mai bine de 10 ani și s-a tot dorit importul direct de gaze, scăderea prețului la gazele de import. Avem cel mai mare preț pentru gazele rusești din Europa. Ce putem face ca să ne scadă prețul un pic? N-aș putea să spunem că prețul în Europa este destul de mare în momentul de față.
Vă dau un exemplu, în Republica Moldova e 500 de dolari, 1000 de metri cub, ceea ce okay. față de avem noi este mare, un pic mai da. Un pic mai mare așa. Okay. Da? Și în alte problema este că relațiile politice între România și Rusia nu au fost cele care sau nu a fost măsură să dea o relație economică solidă între companiile din România și cele din Rusia. Probabil că trebuie o nouă reașezare a acestor relații și așa cum majoritatea companiilor din Uniunea Europeană lucrează sau au contracte, au colaborări cu societățile din Rusia, nu văd de ce noi din România nu am putea. Sperăm că anul acesta, sau eu sper că din punct de vedere al domeniului energiei, să putem să ne așezăm la masă și să discutăm o colaborare pentru viitor. Cum vor arăta redevențele petroliere de anul viitor? Îmi pare rău să vă spun că nici această chestiune nu o stabilim noi. Este, să spun, un atribuție de Agenției Naționale de Resurse Minerale, care împreună cu Ministerul de Finanțe va trebui să găsească cele mai bune soluții. Asta nu înseamnă că noi, ca departament, nu vom participa la aceste discuții. Vom participa și ne vom spune un punct de vedere. Dar în momentul de față nu avem un punct de vedere clar referitor la aceste redevențe. Cu siguranță că ele trebuie rediscutate și trebuie reașezate într-o marjă în care statul român să poată să câștige. În acest moment sunt prea mici? Da, din punctul meu de vedere, da. Bun, aici trebuie să facem o departajare. Este una să discutăm despre redevențele unor resurse care deja sunt în exploatare și alta este să discutăm despre resurse care urmează să fie exploatate. Trebuie despărțite cumva discuțiile despre resursele onshore și despre cele offshore. Nu putem să le egalizăm. Nu poți să pui o redevență, să spunem, pe o resursă în România terestră cu cea care face exploatare în Marea Neagră, care pentru a fi exploatată necesită investiții foarte mari. Și atunci trebuie un echilibru între ceea ce plătește investitorul și ceea ce trebuie să câștige statul. Dar în ceea ce privește gazele de șist, aveți în vedere o departajare în legislație a acestei categorii? Probabil că da. Probabil că va trebui reglată această chestiune anul acesta și cu exploatarea gazelor offshore. Va trebui cumva să aducem câteva modificări în legislație. Dar noi suntem ca în povestea aceea cu drobul de sare. Noi nu știm dacă avem. Și, sigur, facem foarte multe comentarii pe această temă. Uitați-vă în Polonia. Companiile au investit enorm în explorarea gazului de șist și au ajuns la concluzia că nu sunt gaze de șist. Și au cheltuit o groază de bani. Același lucru se poate întâmpla și în România. De aceea eu sunt foarte prudent în aprecierea existenței acestor resurse. Întâi să vedem că există și după aceea să ne gândim cum le exploatăm. Se mai fac reactoarele 3 și 4 sau mergem pe planul B, un singur reactor nou, reactorul 3? Și eu nu 3. Știu cine a fost cu planul B. Eu n-am avut niciodată un plan B. Eu n-am avut decât un singur plan, reactoarele 3 și 4. Și în discuțiile pe care le-am avut cu diversi investitori, asta a fost propunerea foarte clară. Povestitori că, știți, facem numai unul și să fim serioși. Deci, negocierile evoluează foarte bine. Eu sunt foarte mulțumit de modul în care partenerul chinez discută cu noi.
Și am încredere că această firmă extrem de puternică și serioasă din China va face acest obiectiv pe care noi ne l-am propus. Tehnologia va rămâne cea stabilită până acum, da? Normal. Normal. Nici nu s-a pus vreodată problema unei alte tehnologii. Și chinezii vor asigura întreaga investiție? Ultima dată era estimată la 6,4 miliarde. După studiul de fezabilitate, da, dar sigur, și ei își fac propriile evaluări și vom vedea care este suma finală. Sigur că și partea română vine cu un anumit bagaj de resurse. Mă refer aici la terenuri, mă refer la apa grea, mă refer la unele construcții începute, care în prezent totalizează peste 1 miliard de euro după evaluarea acestei societăți. Deci, sigur, vom vedea cum vom finaliza această discuție prin contractarea acestui obiect.